Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală pe bază de prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate a fost extinsă cu un nou vaccin. Este vorba despre vaccinul pneumococic polizaharidic cu 23 de valențe care poate fi achiziționat gratuit. Prin hotărârea de guvern numărul 875 din 18 iulie a fost extinsă lista cuprinzând de denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală pe bază de prescripție medicală cu un nou vaccin. Este vorba despre vaccinul pneumococic polizaharidic cu 23 valențe care protejează și susține sistemul imunitar împotriva bolilor pneumococice și este recomandată copiilor, vârstnicilor și bolnavilor cu afecțiuni cronice. Persoanele asigurate vor putea beneficia de acest vaccin în regim de compensare 100% din prețul de referință. Acest vaccin protejează și susține sistemul imunitar împotriva bolii pneumococice și este recomandat copiilor, vârstnicilor și bolnavilor cu afecțiuni cronice. Măsura este luată în vederea creșterii accesului populației la vaccinare în contextul în care infecțiile cauzate de streptococcus pneumonie generează morbiditate și mortalitate crescută, în special în rândul copiilor și al vârstnicilor, dar și în rândul bolnavilor cu afecțiuni cronice și pacienți cu imunosupresie din diferite cauze.